să mă refer la cele trei activități de bază ale Direcției Generale a Finanțelor Publice, referitor la colectarea veniturilor statului, activitatea de inspecție fiscală și trezoria și contabilitatea publică. Spre final, o să spun câteva cuvinte de unele greutăți care le-am întâmpinat în colectarea veniturilor statului și inspecția fiscală și un program de măsuri care l-am elaborat la nivelul direcției pentru îmbunătățirea colectării și creșterea gradului până la finele anului 2010. Deci, câteva date introductive. Numărul agenților economici și a persoanelor fizice pe care le administrează direcția în anul 2010 se ridică la 102.880, din care persoane juridice 13.695, persoane fizice administrate pe bază de CNP 84.317 și restul persoanelor fizice 4.868. Față de anul 2009 se înregistrează o diminuare de 19.001 datorită faptului radierii din registrul contribuabililor, atât a persoanelor juridice cât și a persoanelor fizice, radierea din registrul contribuabililor a persoanelor fizice autorizate de către ORC, care nu au preschimbat autorizații în conformitate cu prevederile ordonanței 44, și preluării unor agenți economici de către Direcția Generală Mari Contribuabili de la București. Concret, colectarea veniturilor la bugetul general consolidat la 30 septembrie 2010 se prezintă astfel. La bugetul de stat înregistrăm o depășire de 14,80%, la bugetul asigurărilor sociale de stat 10,74%, la șomaj o nerealizare de 7,5%, și la fondul asigurărilor de sănătate o depășire de 7,52%. Pe total, buget general consolidat se înregistrează o depășire de 111,75%, iar cu sarcina suplimentară transmisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală, per sold, depășirea este de 3,47%. Pe surse de venit, principalele surse de venit care se colectează la nivelul direcției, ponderea o deține impozitul pe venit cu 47,56% din total, impozitul pe profit 15,78%, TVA-ul 26,08% și alte venituri 0,58%.